puțin, dar nu e vorba de asta. Păi eu n-am mai fost lăsată să negociez mai departe. Dar m-am dat altcuiva peste mine. Și clubul Parma, normal, dacă a văzut că nu mai am eu voie să vorbesc, că Gigi Becali, patronul, spune, vine altul, poate Gigi Becali, dacă mai avea un frate sau un văr, după ce Giovanni venea cu 12 sau cu 11 milioane, dădeau lui mandat. Și atunci nici Giovanni Becali nu mai avea nimic, era închis și venea un al treilea. Deci eu când am început negocierile, noi începeam negocierile de la această primă ofertă. Ori eu când ok, patroane, ajungem la 15, el știind că pot, da? Ce a zis? Aolo, stai să o dau pe asta la o parte, să-l bag pe Giovanni, că asta mi-aduce nebuna sau oferta. Lucru care se întâmpla, că el cu mine o discuta. El n-are nicio legătură cu Giovanni, el îl urăște pe Giovanni cu patimă. De unde știi tu chestia asta? Probabil ce afacerea lui sau ce alte lucruri sunt, dar el sufletește, Gigi Becali nu îl suportă pe Giovanni. În ziua transferului, când deja îmi spusese toate lucrurile astea, da, noi aveam o problemă. Cum să facem să tragem în cozi ca să primim oferta din Rusia? Denis Mann, dorindu-și în Rusia la ce mare echipă despre ce vorbeam, logic, nu se comparau nici banii, mă rog. Și Gigi exact asta mi-a spus, că pot să-i spun eu, că așa m-a învățat el pe mine. Spune tata adevărul, nu contează ce se întâmplă. Da, tata, nu mă interesează de Giovanni nimic. Dacă noi avem o ofertă mai bună din Rusia, așteptăm până diseară, dar să nu mă fac de râs la patronul Parmei sau la ăștia. Îi spune doar că jucătorul n-a mai vrut să se ducă la Parma și a vrut să se ducă în Rusia. Da, domnul Costin. Așa a fost. Numai că... în momentul în care m-a jignit, atunci am spus, tu ești atât de nesimțit. Adică tu vorbești cu mine și eu mă chinuiesc și aștept într-o oră, două oferte din Rusia să-ți aduc 15 milioane. Și tu te duci la televizor, n-aștepți 30 de secunde, te duci la televizor și mă faci pe mine praf, dar tu aștepți de la mine toți banii ăștia și eu ți-am adus toți banii pe care tu îi mână în momentul ăsta. Păi chiar sunt tâmpit așa la infinit, chiar mi-a luat Dumnezeu mințile. Și atunci a izbucnit scandalul. El... Coman, a scris în ziar că aoleu ce a făcut Ana Maria cu Coman. Nu, eu l-am sunat pe Coman, am vorbit cu Gigi Becali, mai e cu Giovanni, ca să nu avem probleme, că nu vreau să mă bag peste jucătorul nimănui. Ui, tată, măi, gata, ce, n-are treabă Giovanni. Transferul pe Coman. Asta era la oferta de la CSKA Moscova, nu? 5 deci, milioane pentru fiecare dintre jucători, prima ofertă de la CSKA. Aceeași lucru, o ofertă de început, că niciun club nu o să-ți dea ție acum ofertă de 30 de milioane dintr-o dată. Negociem, că de asta manager, că altfel suntem niște tâmpiți care așteptăm o ofertă de 15 milioane, dacă a venit bine, dacă nu, la revedere, nu mai vindem. Nu, de acolo începeau negocieri, dar știind că fac transferul la Parma, nici nu ne-a mai interesat că să mai negociem în partea asta, că știam că eu aici scot banii, eu știam tot. Dar dacă Gigi Becali îmi spune, pe Giovanni, interesează pe mine de Giovanni, fă, adu oferta, ia-l pe Coman, vinde-l. Hai să-l vindem pe Coman. Gigi Becali m-a rugat să-l vând pe Coman, că eu nu mă duceam la Coman de nebună să-i spun, auzi, hai, că nici nu era semnat cu mine, nu vorbisem în viața lui cu el, în viața mea cu el. Deci toate aceste discuții și toate aceste șopârle le face Gigi Becali. Dar eu le cunosc și eu le știu. Și eu am tăcut și am zis, dacă asta este plăcerea vieții lui, să râdă de toată lumea, să îmbârlige pe toată lumea. El asta face la palat, el stă între icoane și îmbârligă pe toată lumea. Dar eu am zis, hai, domnule, ne distrăm. Asta păi, cred că aici exagerez. Totuși e un tip care invocă pe Dumnezeu, are un palat unde sunt foarte multe icoane. Adică nu cred că e chiar așa cum spui tu. Vrei să spun eu ce mi-am dat eu seama în toți anii ăștia de când sunt lângă Gigi și cât m-am chinuit să îmi învin chestia, să spun, eu nu mai vreau să văd, nu vreau să mă uit, nu vreau să văd ce se întâmplă, că sunt lângă el și nu vreau să las-o cu Dumnezeu. N-are nicio legătură, dar niciuna. Este doar de imagine. A găsit o portiță cu această biserică să doneze bani, să facă, ca să nu cumva să mai zică lumea, cine mă nebunul ăla de Gigi, schizofrenic, cum îl făceau toți pe vremuri, că făcea cirță la televizor. Un om al lui Dumnezeu, cosit, și știi și tu că și tu crezi în Dumnezeu cum credem toți, n-are cum să facă asemenea ordinării și asemenea răutăți. Și te întreb un lucru. Când eu, Ana Maria, văd că ești Michel, dar îți dau 5 opțiuni, ia-ți banii de la transfer, declară la televizor că au lucrat toți, spune că Giovanni ți-a dus numărul și a negociat și a făcut, dar vezi să nu-l bagi în pușcărie. Vezi cum faci, nu-mi vorbi de niciunul dintre ăștia care au interdicție, că le faci probleme. Ia-ți, spune lui Giovanni să-și ia banii de la Parma, dar
tu vii, că n-am terminat să spun, tu vii a patra oară cu telefon să-mi spui mie, da bă, dar noi vrem și jucătorul. Renunță tu că îți dăm 100.000. Nu ți-e... Față de cât e clauza în contractul cu Man, totuși? Poți să ne spui? Mai mult decât a câștigat Giovanni. Mult mai mult. Păi, înțeleg că comisionul de la Parma a fost undeva la 800.000 de euro. Asta am auzit. Acum nu am nicio informație. Dar nici dacă era 20%. Ce? El a luat 5% de la Parma, comision. Ia a fost socoteală. 5% din ce? Din suma de transfer, spui tu? Din salariul jucătorului, că nu are legătură cu clubul.